Și cum a fost treaba aceasta? Ia de-a ca să vedeți. Vine știința, pregătește profesori de toate limbile pământului, filologia. Vine doctoratul, masteratul, îi lustruiește, îi face să înțeleagă până în cele mai adânci tainele lingvistice. Duhul Sfânt n-avea timp de povești de astea, până faci tu școală, până zădești, până pui profesori, până îi plătești, până predă, până învață elevul, până se deșteaptă. Aici era treabă. Aia e taina lui Dumnezeu și aici i-a încurcat pe mulți la minte Dumnezeu. Vezi, noi găsim o vestigie în pământ, o mărturie a Vechiului Testament, sapă ăștia cercetătorii cu cultură multă la cap și spune asta, e de 10 miliarde de ani în urmă. Cine știe de câte miliarde sau zile? Și de ce spun lucrul ăsta? Ceea ce noi, ca oameni raționali, măsurați de timp și moarte, facem în sute sau în mii de ani, Dumnezeu face într-o clipă. 1000 de ani înainte în clăr tăi, Doamne, scăzua de ieri și ca straja nopți. Auzi, 1000 de ani, scăzua de ieri. Deci de ieri până azi 1000 de ani. Dar numără zilele dintr-un an, să vezi câte mii de ani. Și numără ani, să vezi câte milioane de ani ies. Și de ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că Duhul Sfânt a venit în chip de limca de foc, a intrat în capul acestor apostoli. Vă dați seama ce a încărcat acolo cortexul și materia cenușie, a fixat numai nuanță de cunoștință, dar a fixat lucruri care ei nici habar n-aveau de ele. Dar a mai fixat un lucru. Puterea de convertire, deci ați văzut astăzi, avem aparatură ultramedia, care ce face? Noi mergem la un congres internațional, stăm toți în rând la o masă, ne punem galena în urechi, unul vorbește în engleză, tu înțelegi în românește dacă ești român, ăla înțelege în nemțește dacă e neamț, ăla înțelege în rusește dacă e rus. Ei, Duhul Sfânt a mai pierdut vremea cu microfonia și cu curentul și cu firele și cu microfoanele. Nu, a intrat în capul apostolilor și spune Scriptura, erau mezi, parți, elini, de alt neam, greci, din Iliria, din nu știu mai unde, erau veniți din Persia. Și toți când a început să vorbească apostolii, auzeau în limba lor. Deci apostolul vorbea limba lui evreiască obișnuită și propovădea despre Hristos, iar cel ce asculta în urechea lui ajungea în limba țării lui de unde era venit. Asta e puterea Duhului Sfânt care depășește minunea obișnuită a firii. Și unde mai întâlnim un lucru ca să vedeți că nu e o minciună? O să spuneți, astea sunt povești inventate, cine a trăit atunci? Ne ducem în viața Sfântului Vasile cel Mare, care se întâlnește cu diaconul Efrem din pustie, diaconul Efrem Siru. Unul era sirian, unul era grec. Și Sfântul Vasile îi face semn din biserică și îi spune vino. Și vorbesc amândoi în grecește, de parcă erau decât în lumea de aceeași limbă. Am o confiștiu de Efrem Siru greacă, nu știm, dar știm altceva. Că spunea ictenile în grecește, deși el nu fusese pe acolo niciodată și nu avea treabă în biserica lui Sfântul Vasile. Și l-a hirotonit și l-a făcut mai departe cleric. Asta scrie în viața, în Vețile Sfinților pe luna ianuarie. Și spune că se înțelegeau de parcă s-ar fi cunoscut decât în lumea. Dumnezeu l-a luminat să priceapă limba pe loc, pentru că era vorba de lucrarea Duhului Sfânt. De ce vă spun lucrurile astea? În momentul în care Duhul Sfânt intervine, acești pescari simpli care uscau pește și reparau corabia și o mai șmoleau sau reparau câte o mreajă, de data aceasta, insuflați de Duhul Sfânt, devin profesorii universitari ai întregii lumi. Apostolii dreptei credințe, de care Duhul Sfânt a spus deja cu 2500 de ani înainte de activitatea lor. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Și vă aduceți aminte, deci, cum a umblat Pavel, vă trei călătorii misionare, și Petru, cum a propovăduit și cu cât curaj s-a înfipt în propovăduirea dreptei credințe și spunea, uitați-vă la noi, dar nu suntem beți de mustul băuturii, e ceasul al nouălea de zi, era dimineața. Cum ai putea să crezi că la ora asta suntem deja obosiți de băutură? Și vorbeau de să uimea popoarele și biserica creștea și se întărea cu Duhul. Și Andrei a ajuns, Toma până în India, cum spun mai departe, alții în Asia. Deci pe tot pământul s-au întins apostolii și bineînțeles că această învățătură a întemeiat ceea ce numim noi astăzi Biserica Creștină Ortodoxă. Fericirea de a-l avea pe Sfântul Andrei pe teritoriul patriei noastre.
marcat de izvoarele istorice, dar în același timp, ținând cont că noi am avut și cadrul atier în Bulgaria, nu este exclus să fie ajuns, sigur, dacă a ajuns în sudul Dunării și la malul Mării Negre, dar avem și altă mărturie că și diaconul Filip a avut treabă prin sudul Dunării, pe acolo, pe la noi, prin Dobrogea, ca drept dovadă că prima biserică atestată creștină documentară nu vine din Moldova sau din Muntenia sau din țara românească, ci în Dobrogea avem martiri peste martiri, sfinți peste sfinți și care au și descoperit recent săpăturile arheologice și îi cinstim noi la Niculițel, martirii primilor veacuri creștine. De ce? Ca să se vadă că ceea ce se spune despre Apostolul Andrei este un mare adevăr. După temelia apostolică, noi trebuie să avem grijă acum de următorul lucru. Asta e un lucru pragmatic care nu mai ține de subiectul zilei de astăzi. Vedeți că întâlniți în viața de zi cu zi următorul lucru. Biserica apostolică penticostală, biserica apostolică evanghelistă, adventistă, baptistă, trebuie să aveți un singur lucru în minte. Când întâlniți un descreierat de genul ăsta care vă adresează întrebările, spuneți așa: putem continua discuția cu dumneavoastră, dar avem nevoie de o lămurire. Ne spuneți care din apostoli a fost penticostal, dacă e penticostal ăla care te întreabă. Dacă e baptist, care a fost baptist? Noi știm pe toți apostolii lui Hristos și ălora ne închinăm. Iar Hristos al nostru nu e vagabond. Are o mamă, are o armă de apărare, crucea, are un loc unde locuiește, domiciliu, biserică, ai văzut și la poliție, nu-ți face buletin dacă n-ai domiciliu. Cum și-ar putea Iisus să umble vagabond fără domiciliu? Biserica, casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. Deci iată unde îl găsești pe Hristos, în casa de rugăciune. Și atunci, să aveți noțiunea de apostolic la nivelul apostolilor care au întemeiat simbolul de credință, care au fost ucenicii direcția ai Mântuitorului și care au adus adevărata credință ortodoxă. Că fata mea s-a căsătorit cu un catolic și îl deranjează pe el, că eu spun, dumneata, ești catolic, nu eu spun la sensul rău sau jignitor. E la sensul că s-a rupt de Biserica Universală după 1000 de ani de creștinism, e treaba lor, dau socoteală, judecata nu o facem noi, o face Stăpânul Hristos, dar noi trebuie să păstrăm ceea ce am primit de la apostoli, că apostolul Pavel e foarte interesant, ați văzut? El lucră așa în săgeți, spune apostolul Pavel: Doamne, Tu ești Dumnezeu care mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr? Păi, dacă e adevăr, e adevăr. Mai mult e adevărul, niciun adevăr, a spus Petrețuțea. Deci nu poți fi două adevăruri. Păi, ori e albă, ori e neagră. Deci un singur domn, o singură credință, un singur botez. Ne păstrăm ceea ce am dobândit prin Duhul Sfânt și prin jertfa crucii lui Hristos, atunci când Hristos s-a răstihnit pentru noi oameni și pentru noastră mântuire, cum spune în crez. Și acolo spune: mărturisesc o singură biserică apostolească și sobornicească, nu 1000 de biserici, nu 2, nu 7, nu 9. Treaba celor care se duc, ei dau socoteală și își iau plata lor. Nu descalificăm religia nimănui.